Vă salut iarăși din Megidia, la o nouă zi, la o nouă ocazie de a citi împreună Cuvântul lui Dumnezeu. Sper că vă faceți timp câteva momente înainte de a citi, înainte de a asculta eventual înregistrarea aceasta, să rostiți o rugăciune pentru ca Dumnezeu să ne vorbească. Cuvântul lui Dumnezeu este viu, dă viață, împuternicește. De aceea trebuie abordat, trebuie primit cu credință. Fie ca Dumnezeu să ne vorbească tuturor, și mie și dumneavoastră, în timp ce parcurgem capitolul 9 din Evanghelia după Luca. Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi, le-a dat putere și stăpânire peste toți dracii și să vindece bolile. Apoi i-a trimis să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu și să tămăduiască pe cei bolnavi. Să nu luați nimic cu voi pe drum, le-a zis el, nici toiag, nici traistă, nici pâine, nici bani, nici două haine. În orice casă veți intra, să rămâneți acolo până veți pleca din locul acela. Și dacă nu vă vor primi oamenii, să ieșiți din cetatea aceea și să scuturați praful de pe picioarele voastre ca mărturie împotriva lor. Ei au plecat și au mers din sat în sat, propovăduind Evanghelia și săvârșind pretutindeni tămăduirii. Evanghelia aceasta a împărăției sau vestea aceasta bună despre împărăția lui Dumnezeu care aduce mântuire oamenilor avea să fie mesajul central cu care Iisus îi trimite pe ucenici. Ucenicii merg cu un mesaj din partea lui Dumnezeu. Era vestea că Mesia cel așteptat, că promisiunile lui Dumnezeu veneau acum în împlinire. De asemenea, ucenicii sunt împuterniciți să facă minuni, adică să proclame și să manifeste de asemenea puterea împărăției lui Dumnezeu. De aceea, modul în care ucenicii sunt trimiși este foarte bine precizat de Domnul Iisus. Aveau să meargă din sat în sat, din localitate în localitate, oriunde era o ușă deschisă, o casă deschisă, aveau să intre, să aducă acolo pacea lui Dumnezeu și să manifeste împărăția lui Dumnezeu. Dar în timp ce această împărăție se consolida, Irod, care este reprezentantul, exponentul împărăției omenești în toată narațiunea aceasta despre Iisus Hristos, se revoltă, este contrariat, este confuz, nu știe ce să înțeleagă și cum să abordeze lucrarea Domnului Iisus. Citesc din versetul 7. Cârmuitorul Irod a auzit vorbindu-se despre toate lucrurile săvârșite de Iisus și stătea în cumpănă, neștiind ce să creadă. Căci unii ziceau că a înviat Ioan din morți, alții ziceau că s-a arătat Ilie și alții ziceau că a înviat vreun proroc din cei din vechime. Dar Irod zicea, lui Ioan i-am tăiat capul. Cine este acesta despre care aud astfel de lucruri și căuta să-l vadă? Vă puteți da seama ce era în sufletul acestui om care acum știa că păcatul lui, imoralitatea lui, peste care adăugase și uciderea ultimului proroc al Vechiului Testament. El știa că toate acestea înaintea lui Dumnezeu nu erau ascunse. Chiar dacă politică își consolida puterea, chiar dacă în fața oamenilor părea că este un dregător puternic, conștiința lui spunea că nu e în ordine. Și acum, uitându-se la Iisus, la minunile, la semnele lui, la învățătura lui, își dă seama că vremea lui se apropie de sfârșit și că urmează să ajungă în fața judecății lui Dumnezeu. Haideți să citim mai departe din versetul 10, episodul înmulțirii pâinilor. Este un text foarte cunoscut. Oamenii știu cu toții, chiar și necredincioșii au auzit despre evenimentul acesta al înmulțirii pâinilor. Ei bine, textul acesta ne vorbește despre faptul că împărăția lui Dumnezeu se bazează pe resursele și puterea lui Dumnezeu. Domnul Iisus îi pune într-o situație imposibilă pe ucenici, spunându-le, dați-le voi să mănânce la cei 5.000 de oameni despre care vom citi imediat. Ideea era simplă, Iisus știa că n-aveau cum ei să hrănească mulțimea aceea, dar lecția din spate este simplă. Dumnezeu vrea să ne spună, împărăția lui se zidește cu resursele și cu puterea lui Dumnezeu. Apostolii, când s-au întors, au istorisit lui Iisus tot ce făcuseră. El le-a luat cu sine și s-a dus la o parte, lângă o cetate numită Betsaida. Noroadele au priceput lucrul acesta și au mers după el. Iisus le-a primit bine, le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu și vindeca pe cei ce aveau trebuință de vindecare. Fiindcă ziua se pleca spre seară, cei 12 s-au apropiat și i-au zis, dă drumul noroadelor,
ca să se ducă în satele și cătunele din prejur să găzduiască și să-și caute de ale mâncării, pentru că aici suntem într-un loc pustiu. Iisus le-a zis, dați-le voi să mănânce. Dar ei au răspuns, n-avem decât 5 pâini și 2 pești, afară numai dacă ne vom duce noi înșine să cumpărăm merinde pentru tot norodul acesta. Și erau aproape 5.000 de bărbați. Iisus a zis ucenicilor săi, puneți-i să șadă jos, încete de câte 50. Așa au și făcut, i-au pus pe toți să șadă jos. Iisus a luat cele 5 pâini și cei 2 pești și a ridicat ochii spre cer și le-a binecuvântat. Apoi le-a frânt și le-a dat ucenicilor să le împartă norodului. Au mâncat toți și s-au săturat și au ridicat 12 coșuri pline cu firimiturile rămase. Lucrarea lui Dumnezeu întotdeauna s-a făcut cu resurse mai puține, dar cu har mai mult. În momentele astea putem să ne rugăm și peste țara noastră și peste bisericile de care aparținem și peste viața noastră. Doamne, avem nevoie de harul Tău. Iată, guvernele au ajuns îngenunchiate în fața unui virus și n-au soluții. Putem să spunem, Doamne, e vreme de har în viața noastră și Te rugăm, manifestă-ți harul Tău și resursele Tale, binecuvântările Tale. În vremuri de criză, în vremuri dificile, trebuie să redescoperim încrederea în puterea și în promisiunile lui Dumnezeu. Versetul 18. Într-o zi, pe când se ruga Iisus singur deoparte, având cu El pe ucenicii Lui, le-a pus întrebarea următoare. Cine zic oamenii că sunt eu? Ei i-au răspuns. Unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții zic că ești Elie, alții zic că a înviat un proroc din cei din vechime. Dar voi, i-a întrebat El, cine ziceți că sunt? Hristosul lui Dumnezeu, i-a răspuns Petru. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta. Apoi a adăugat că Fiul omului trebuie să pătimească multe, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și a treia zi să învie. Iată, dragii mei, Domnul Iisus Hristos aici, ca un învățător venit de la Dumnezeu, ca Fiul al lui Dumnezeu, stârnește în dialogul cu ucenicii o întrebare. Era o întrebare care, desigur, circula în societate, pentru că El îi întreabă cine zic oamenii. Dar, desigur, Iisus era mai interesat să știe ce gândesc ucenicii Lui. Petru își face curaj și el ia inițiativa, pentru că de obicei o lua el. Și Petru spune, Tu ești Hristosul, adică în evreiește Petru spune, Tu ești Mesia. El face o afirmație foarte răspicată, foarte clară. Tu ești Mesia. Cuvintele astea erau încărcate cu o mare greutate. De mii de ani evreii așteptau să se împlinească făgăduințele lui Dumnezeu cu privire la Mesia. Însă, Domnul Iisus Hristos profită de ocazia aceasta să le spună, da, eu sunt Mesia, însă, țineți minte, Mesia nu este chiar ceea ce vă așteptați voi. Vă uitați doar la o parte din promisiunile biblice despre Mesia. Și Iisus le spune pentru a doua oară în Evanghelia după Luca, Fiul omului va fi trădat, va fi judecat, va fi condamnat și va muri. Chiar autoritățile religioase, preoții cei mai de seamă se vor întoarce împotriva Lui. A-L urma pe Mesia presupune o soartă asemănătoare. Domnul Iisus își avertizează ucenicii și de aceea textul continuă cu titlul acesta, Cum să urmăm pe Iisus? Apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi, și să mă urmeze, fiindcă oricine va voi să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuși? Căci de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și Fiul omului când va veni în slava sa și a Tatălui său și a Sfinților Îngeri. Adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Acum Iisus accentuează în fața ucenicilor. Mesia a venit să arate o cale care este a suferinței, o cale a lepădării de sine. Exemplul lui trebuia să fie imitat apoi de ucenicii săi. Cine vrea să vină după mine, trebuie
să treacă printr-un proces al pocăinței, al transformării lăuntrice, al lepădării de sine și a trăi după scopurile lui Dumnezeu. Vrei să-ți scapi viața sau să o câștigi? Iisus spune, dacă vrei să-ți câștigi viața, trebuie să-ți încredințezi viața în mâna celuia care este veșnic și care îți va da și ție viața veșnică. Dacă încerci să-ți salvezi viața, te vei rupe de Dumnezeu și îți vei pierde viața eternă. Cam la 8 zile după cuvintele acestea, Iisus a luat cu el pe Petru, pe Ioan și pe Iacov și s-a suit pe munte să se roage. Pe când se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea i s-a făcut albă strălucitoare. Și iată că stăteau de vorbă cu el doi bărbați, erau Moise și Ilie, care se arătaseră în slavă și vorbeau despre sfârșitul lui pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Petru și tovarășii lui erau îngreuiați de somn, dar când s-au deșteptat bine, au văzut slava lui Iisus și pe cei doi bărbați care stăteau împreună cu el. În clipa când se despărțeau bărbații aceștia de Iisus, Petru a zis lui Iisus, învățătorule, este bine să fim aici, să facem trei colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Nu știa ce spune. Pe când vorbea el astfel, a venit un nor și i-a acoperit cu umbra lui. Ucenicii s-au înspăimântat când i-au văzut intrând în nor. Și din nor s-a auzit un glas care zicea, acesta este fiul meu prea iubit, de el să ascultați. Când s-a auzit glasul acela, Iisus a rămas singur. Ucenicii au tăcut și n-au spus în zilele acelea nimănui nimic din ceea ce vestiseră. Iarăși un text extraordinar de frumos în care se arată, se manifestă divinitatea Domnului Iisus Hristos. Ceea ce surprinde aici este momentul în care Petru, conștient de slava lui Dumnezeu, de momentul acela glorios, vă dați seama, Moise, cel prin care Dumnezeu a dat legea, și Ilie, unul dintre cei mai importanți profeți ai Vechiului Testament, la distanță de sute de ani și la distanță de mai mult de 1000 de ani de ei, de Iisus și de ucenici, se arată și împreună stau de vorbă cu Domnul Iisus Hristos. Petru este fascinat, este copleșit și vine cu o idee genială. Doamne, facem trei colibe. Păi acolo erau mai mulți. Era și Petru, și Iacov, și Ioan, era nevoie de 6 colibe. De ce spune doar 3 colibe? Pentru el nu mai contează nimic. Ar fi stat afară, în frig, în ploaie, în vânt, doar să știe că în coliba asta stă Moise, în coliba asta stă Ilie, în coliba asta stă Iisus. Sigur, ideea este ridicolă, poate lui Petru i s-a părut strălucită. Dar ce trebuie să reținem din textul acesta, ceea ce este esențial? În momentul în care Petru se focaliza pe vechiul legământ, pe Moise, dătătorul legii, pe profeți, pe Ilie, Dumnezeu din ceruri intervine și glasul acela puternic spune că i-a înspăimântat. Dumnezeu a vrut să tragă un semnal de alarmă. A spus, de fiul meu să ascultați. Legea și prorocii au ținut până la Iisus, ne spune Evanghelistul Ioan. Acum este un veac nou, o epocă nouă în planul de mântuire a lui Dumnezeu și acum Dumnezeu vorbește prin Fiul Său, Iisus Hristos. Vreau să rețineți, mulți oameni vor să se întoarcă la legea Vechiului Testament, la perceptele vechi prin care cred că trebuie să fie mântuiți, vor să se întoarcă doar la profețiile din Vechiul Testament, în timp ce Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul Său, de El trebuie să ascultăm. A doua zi, când s-au coborât de pe munte, o gloată mare a întâmpinat pe Iisus și un om din mijlocul mulțimii a strigat, Învățătorule, rogu-te, uită-te cu îndurare la fiul meu, fiindcă l-am numai pe el. Îl apucă un duh și deodată răcnește și duhul îl scutură cu putere, așa că băiatul face spumă la gură și cu anevoie se duce duhul de la el după ce l-a stropșit de tot. Am rugat pe ucenicii tăi să-l scoată și n-au putut. O, neam necredincios! Și pornit la rău, a răspuns Iisus, până când voi fi cu voi și vă voi suferi? Adu aici pe fiul tău. Pe când venea băiatul, dracul l-a tântit la pământ și l-a scuturat cu putere, dar Iisus a certat duhul necurat, a vindecat pe băiat și l-a dat înapoi tatălui său. Și toți au rămas uimiți de mărirea lui Dumnezeu. De data aceasta, ucenicii sunt puși față în față cu lipsurile lor,
cu limitele lor. Domnul Iisus Hristos îi face conștienți și chiar își arată dezamăgirea, probabil că îi învățase, le vorbise, îi instruise, îi pregătise și iată că într-un astfel de moment îi găsește nepregătiți. Știm mai târziu din Evanghelia după Matei că ucenicii l-au întrebat pe Domnul Iisus: Doamne, noi de ce n-am putut să le liberăm pe copilul acela? Și Domnul Iisus le-a spus că sunt trei motive, trei lipsuri pe care le aveau în viața lor. În primul rând credința, în al doilea rând rugăciunea și în al treilea rând postul. E important să ne amintim în vremea aceasta. Putem cu toții să-L căutăm pe Dumnezeu în rugăciune, în post și de asemenea să-I cerem Dumnezeu credință. Pentru că în situațiile potrivnice din viață să ne bucurăm de prezența și de puterea Lui. Iată că a treia oară urmează un apel special din partea Domnului Iisus. Pe când toți se minunau de tot ce făcea Iisus, El a zis ucenicilor Săi: voi ascultați bine de ce vă spun, Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor. Dar ucenicii nu înțelegeau cuvintele acestea, căci erau acoperite pentru ei, ca să nu le priceapă. Și se temeau să-L întrebe în privința aceasta. E momentul în care Domnul Iisus se parcă puțin misterios, dar de fapt El știe care îi este destinul și vrea să le spună ucenicilor: fiți pregătiți pentru că urmează un ceas mare de încercare. Apoi le-a venit în gând să știe cine dintre ei ar fi cel mai mare. Iisus le-a cunoscut gândul inimii. A luat un copilaș, l-a pus lângă El și le-a zis: oricine primește pe acest copilaș în numele Meu, pe Mine mă primește. Și oricine mă primește pe Mine, primește pe Cel ce m-a trimis pe Mine. Fiindcă cine este cel mai mic între voi toți, acela este mai mare. Ioan a luat cuvântul și a zis: Învățătorule, noi am văzut pe un om scoțând draci în numele Tău și l-am oprit, pentru că nu merge după noi. Nu-l opriți, a răspuns Iisus, fiindcă cine nu este împotriva noastră, este pentru voi. Pasajul acesta este chiar sublim și frumos. Le-a venit în gând să știe cine este cel mai mare. Așa este omul făcut. Goană după apreciere, după fani, după like-uri, după oameni care să ne cânte în strună și care să ne aprecieze doar. Firea noastră caută lucrurile acestea, puterea, avantajele, aprecierile oamenilor. În schimb, Iisus spune: împărăția lui Dumnezeu se primește într-o inimă sinceră, într-o inimă care renunță la toate și îl dorește doar pe Dumnezeu. Iisus spune: faceți-vă ca niște copilași. Și în felul acesta veți fi beneficiarii vieții și puterii lui Dumnezeu. E momentul acum, în perioada aceasta, să ne smerim sufletul și să spunem: Doamne, ajută-ne să avem o astfel de inimă. Ioan a luat cuvântul și a zis: Învățătorule, noi am văzut pe un om scoțând draci în numele Tău și l-am oprit, pentru că nu merge după noi. Nu-l opriți, i-a răspuns Iisus, fiindcă cine nu este împotriva voastră, este pentru voi. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. A trimis niște soli care s-au dus și au intrat într-un sat al samaritenilor ca să-i pregătească un loc de găzduit. Dar ei nu l-au primit pentru că Iisus se îndrepta să meargă spre Ierusalim. Ucenicii Săi, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis: Doamne, vrei să poruncim să se coboare foc din cer și să-i mistuie cum a făcut Ilie? Iisus s-a întors spre ei, i-a certat și le-a zis: nu știți de ce duh sunteți însuflețiți? Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Și a plecat în alt sat. Iată, textul acesta ne pune față în față cu atitudinile oamenilor, cu așteptările lor, cu superficialitatea lor. Iată ce se întâmplă aici. Ucenicii aceștia care gândeau superficial, gândeau pripit, voiau să știe care este cel mai mare, ajung în starea aceasta a inimii lor încât să ceară lui Iisus să coboare foc din cer peste niște oameni care nu gândeau ca ei. Acesta este marele pericol, să ne gândim noi că suntem bine și doar pe ceilalți să îi vedem într-o lumină proastă. Domnul Iisus le-a spus ucenicilor niște cuvinte foarte grele: nu știți de ce duc sunteți călăuziți. Tulburător! Să crezi că ești foarte bine, să ceri să se coboare foc din cer și de fapt tu să fii călăuzit poate de invidie, de judecată, de autoneprihănire, de pretenția că tu ești mai bun, de prejudecățile tale. Și Iisus își
prezintă aici, el subliniază mandatul său, misiunea sa, Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci ca să le mântuiască. Aceasta este misiunea Domnului Iisus. Și referitor la mântuirea aceasta, urmează un ultim apel al acestui capitol. Pe când erau pe drum, un om i-a zis: Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Iisus i-a răspuns: vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are unde și odihni capul. Iisus îi spune simplu: s-ar putea să nu fii dispus chiar oriunde voi merge eu. S-ar putea să ți se pară unele lucruri prea greu de înfăptuit. Altuia i-a zis: vină după mine. Doamne, i-a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Dar Iisus i-a zis: lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. Iisus nu-i interzice acestui bărbat, cum ar crede unii, poate să participe la înmormântarea tatălui, dar în tradiția evreiască trebuia să aștepți până când mureau părinții. Probabil că omul acesta, încă tânăr, cu părinții încă tineri, se gândea: mai întâi trebuie să stau lângă părinții mei, să aștept să plece din lumea aceasta, să primesc, să încasez moștenirea și apoi să-L urmez pe Iisus, când deja și el avea să fie bătrân. Iisus îi spune: nu aceasta este prioritatea. Un altul a zis: Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ei mei. Iisus a răspuns: oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Și eu vreau să vă spun de asemenea, cei care ați pus mâna pe plug, care ați pornit în călătoria aceasta de citire a Scripturii, cei care vreți să faceți puțină curățenie sufletească, acum că a venit primăvara, că așteptăm sărbătoarea pascală, e momentul să spunem: Doamne, ajută-ne să aprofundăm mai mult Scriptura, să citim, să ne rugăm și să ne apropiem de Tine, pentru ca sufletul nostru de asemenea să cunoască o primăvară, să cunoască o împrospătare din partea Ta. Dumnezeu să vă binecuvinteze!